Deci asta e ideea, că lumea fiind socialistă, socialismul fiind caracterizat prin, deci, bine, democrat socialistă, mă scuzați, așa. Socialismul însă, partea din ei care este socialistă, este condusă de invidie, da? Puternică, deci nu există socialist care să nu fie invidios, da? Prin urmare, problema lor cea mai mare și cea mai arzătoare este de ce să aibă ăla? Nu, lasă, uite, bine că se descurcă, mă bucur pentru el. Nu, niciun caz.